Кирилищу, Инкран, Базар, Кутили, Серегаля, Чурки, Братья, Тот, Ромалеще, Музыка Популяра, Ай, Братья, Рой. Яблоко! Nu trece zi de la Lah fără ca Umit să nu cânte sau să nu danseze românește. Muzica populară oltenească răsună zilnic în bijuteria în care lucrează el și nu e comerciant turc în Marele Bazar din Istanbul care să nu știe despre pasiunea acestuia pentru piesele Olguței Berbec. Și acum ai chidere cu Olguța Berbec. Căpăiește inima și iardă. Turcul Umit știe toate melodiile Olguței și chiar a învățat să danseze uitându-se la videoclipurile acesteia de pe internet. Măriuța, măriuța, la 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 la, de vreme ești mai drânguța, la 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 la. Dacă om să te lasă, la 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 la, că ne mă avem faci de caze, la 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 la. Și... Grazie, doamna voastră! Eu m-am mărit! Alo! Umit pare mai degrabă născut pe malurile Jiului decât pe malul Bosforului. Dragostea lui pentru folclorul românesc și pentru repertoriul Olguței e cunoscută de toți apropiații săi și acesta cântă cu foc ori de câte ori are ocazia. Bună seara, dragilor! Am terminat munca astăzi, a fost foarte obositor și vreau să mă revin. Vreau să mă relaxez cu muzică populară românesc. Măriuță, măriuță, la 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 la, de vreme ești strânguță, la 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 la. Dacă o să te lasă, la 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 la, că ne mod în faci necaze, la 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 la. Și! Olguță Berbec! Piesă hit! O seară bună, dragilor! Am ajuns acasă și aștept să pregătește mama mâncare la bucătărie. Doar mi-este dor și România. Mi-este dor de cultură de România, mâncare de România. Sarmale, salată de bio și preferata mea, ciorbă de burtă cu zământână. Și până îmi pregătește mama mâncare, aștept ascult muzica populară. Olguță Berbec. Prietenul nostru turc, Umit Guen, cel mai invocat fan din Istanbul al Olguței Berbec, este aici. Ia să-l primim cu aplauze! Salut! Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Ne-ai adus baclava! Baclava, baclava românească! Nu, turcească. Turcească. Perfect, da. Foarte frumos. Mulțumim mult de tot. Florile? Florile pentru domnul Olguță Berbec. Păi de ce? Că ea nu vine azi. Nu mai vine? Păi nu. Tu știi că vine azi, Olguță? Da. Nu, ne-am vrut să o aducem, dar are un eveniment, e plecată. Da, putem să îi le trimitem noi. Da. Te doare sufletul? Da, mă doare. Ți-am rupt inima în două. Da. Tu ai venit special din Istanbul cu avionul, cu tot ce trebuie, cu baclavaul la tine ca să te întâlnești cu Olguța. Da, așa. Îmi pare rău să știi că... Hai să luăm un loc aici, dar să știi că noi suntem la fel de simpatici ca Olguța. Nu e astăzi Olguța, dar asta e viața. Stai un pic să le spunem celor de acasă că tu înțelegi foarte bine românește pentru că de-a lungul timpului ai lucrat cu foarte mulți români. Da, de 13 ani de zile eu lucrez cu românii, lucrez la bijuterie și am învățat, am ascultat. Ai mulți clienți români, nu? Am mulți clienți români, da. Vin să cumpere bijuterii, nu? Ce? Da, vin de, ia, cumpere de la mine, cumpere de la magazin și vin de la România. Cine aha, are deci, magazin, cine nu are. Am înțeles. Deci vin, cumpăra în gro de la tine și apoi vând în România. Da. Și de 13 ani lucrez cu români. Da. Și ai învățat română foarte bine. Am învățat, da. Mie îmi place România. Mi-a plăcut. Adică mă simt ca născut în România, știi? Și... Câți ani ai? 30. Mulți înainte. Și ai mai fost în România? Am mai fost, da. Când ai mai fost? Prima dată am fost 2016. Și? Și nu am stat mult, am venit să vizită, știi? Și eram curioasă cultura de România și mi-am plăcut. Ți-a plăcut? România este noi avem un prieten frumos. Foarte bun turc, Ensar Duman îl cheamă, nu știu dacă îl știi? Nu. El a luat și cetățenie română, e nebunit după România, da? Ensar, super. Te salutăm dacă te uiți la noi la emisiune, un super băiat, super băiat. Turc, să știi că m-am gândit să-ți fac o studiu. Chiar îmi pare rău, tu credeai că vine Olguța? Da.
Sper că nu e supărat. Să știi că ne-a anunțat chiar azi dimineața la ora 10 că nu are cum să ajungă, că e la o filmare, dar ți-am adus o salată de băuf pentru că stai acolo, lasă că ți-aduc salată de băuf. Am înțeles că îți place mult salata de băuf. Mie îmi place. Mie place foarte mult. Uite, am și aici la noi purpulițe. Să rămână, mulțumesc. Spune, ce-ți mai place? Hai să mâncăm o salată de băuf, adică... Și mie mi-era foarte poftă, sincer, ca să fiu cu tine. Ce mâncăruri românești îți mai plac? Preferatul meu de mâncare e ciorbă de burtă. Este ciorbă? Cu smântână da. Și cu ardei iute. Cu ardei iute. Mamă, n-avem, stai liniștit. Da. Ia-o să fac cum e. Suspel. Cum se zice? Giugiuc. Giugiuc. Ciocuzel. 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 Minunat. Dar în Turcia cine îți face mâncare românească? În Turcia nu... Păi dacă vrei o ciorbă de burtă, cine îți face? Nimeni. Păi și dacă vrei o salată de băuf românească, cine îți face? Trebuie să vin în România. Trebuie să vin în România? Da. Și când ai venit cu avionul? Aseară? Ieri am venit. Ieri ai venit? Ieri dimineața. Și cum, când o iubești tu pe Olguța Berbec? Chiar dacă sunt curios. Prima dată când am venit aici, am întâlnit cu prietenii mei. Da. Am avut și iubita de... Ai avut o româncă iubita? Da. Și? Și am fost în nuntă, știi? Și mi-am plăcut cum dansează lumea, hora. Da. Și brașoancă. Da. Sârba. Și? Și apoi... Am venit Istanbul, eram curioasă, știi, hai să căutăm pe YouTube da. Cum este melodie, știi, și am prins o Mariuță. Și am stat cu Mariuță. Ai stat cu Mariuță mult timp. Și cu prietena din România s-a terminat relația? Ai terminat, da. De ce? Nu știu. Termine, începe. Înseamnă că tu ești gelos. Turcii sunt geloși. Puțin, nu așa. Este gelos, ea? Este. Cine iubește, trebuie să... Să fie gelos. Da. Foarte bine. Și acum ai iubită? Da, nu am. Nu? Nu. Păi tocmai de asta, fiind aici la emisiune, poate rezolvăm ceva și pe calea asta, dacă tot ai venit. M-am marit. Nu, te însori. Mă însor, da, știu. Depinde de ce româncă dai, că dacă dai de vreo româncă, te măriți. Da. Foarte bun. Sunt unele hotărâte, de chiar că te măriți. Da. Ai renunțat la Turcia pentru România? Cum adică? Adică să renunți la viața ta în Turcia da. Pentru viața în România. Vreau să munt în România, mie îmi place. Da. Am fost munte Transfăgărășan, mi-am plăcut. Da. Aer curat, România, foarte bun. Aer curat, mai ales în București, astăzi a fost și aseară aer curat, ceva senzațional. Istanbul este mai... Mai mult. Mai mult, știi, Istanbul e aglomerat. Altceva. Foarte aglomerat, 20 de milioane oameni. Și... 20 de milioane, da. 20 de milioane doar în Istanbul. Doar în Istanbul. Mie îmi place foarte mult Turcia, am fost de mai multe ori în Istanbul și îmi place mult de tot. Da? Te așteptam da? Cu mare plăcere. De cuvânt, foarte mult. Și mâncarea turcească, și am prieteni în Turcia. Da? Da, mi-am făcut implant de păr în Turcia, am un prieten foarte bun, Coray Erdogan îl cheamă pe doctor. Mm. Poate să uite acum pe ProTV Internațional. Salutare! Bun. Și practic așa ți-ai descoperit pasiunea ta pentru România și pentru muzica populară, pentru Olguța. Da. Bă, ce rău îmi pare că n-a venit. Nu dar știi nimeni. Că ea e măritată. Da, știu. Știu. Cunosc, sunt admirat de ea. Perfect, dar tu oricum ai pasiune pentru muzică, nu? Pentru da, muzica pentru ei. Muzică. Pentru muzică. Și din Turcia, Tarkan ce mai face? Tarkan este superstar. Este... Și cădem și cădem. Și cădem, da. Oilama și cădem și cădem. Oilama. Bine, și altcineva cine îți mai place? Din Turcia, cine mai e? Cântăresc? Da. Ce mai ascultați voi în Turcia acolo? Cam mai mult feluri de pop, adică... Da, Tarkan cine? Cine mai e acum în Turcia așa? Cine este acum? Hande Ener este, femeie este, da. O femeie, Demet Akalın este. Da. Dar prima rând e Tarkan, adică Tarkan este superstar. Tarkan. Nu se iasă televizor, doar la cântare. Deci Tarkan nu prea apare la emisiune nu, de televizor. Nu apare. Dar la spectacol e nebunie cu el, a? Da, spectacolul e nebunie pe aia și este foarte scump de plătit, știi? Da. Este altceva. Și păi... are fanul mult. Are, perfect. Dar știi ce vreau să te întreb? Familia ta, apropiații, ce zic când văd că tu în mașină, la serviciu, pui Olguța Berbec și asculți toată ziua? Când ai început tu să cânti? Familia mea este... Când ai început tu să cânti în română, muzică populară? Familia mea place. Tata mea este ortodox, mama mea este musulmancă. Da. Și place, adică este oameni deschiși, ai înțeles? Au zis, umit, ce ai pățit? Ai luat-o ceva? Câteodată și eu vorbesc cu mama. Mama întreabă la mine turcește și eu zic românește, știi? Nu și cred. Mama zice, ce zici tu? Eu nu înțeleg. Mama, scuze, ai rămas capul meu românește. Da, da acolo în bazar, când vin foarte mulți români la cumpărături, sunt colegi de-ai tăi turci care zic, hei, uite, e acolo unul care vorbește bine românește, umit.
Da, cine vine prima dată în bazar și vine la mine și eu vorbesc așa limba română și zice, oh, este un turc, vorbește limba română, este ceva foarte interesant, știi? Da. Și face... Dar știi că la noi sunt și vorbe de la cu turcul plătește, știi vorba asta? Da, turcul plătește. Da, turcul plătește? Sau ești turc, n-ai înțeles? Da. Știi și pe asta? Da, știu, știu. Cuvintele foarte frumoase. Da, ești turc, nu înțelegi? Da. Foarte bună. Ne înțelegem ca turci. Cum? Ne înțelegem ca turci. Ne înțelegem ca turci, exact. Bună țara ta, să bună. Bună, bună, nu? Bună. Iau eu. Ia, că iau și eu, că e păcat, adică. Da. Dar noi în România e o chestie. Dacă îi vinzi pe cineva la masă, trebuie să mănânci și tu, ca să nu se simtă prost invitatul. Mm-hmm. Eu, de exemplu, eram sătul, nici nu-mi venea să mănânc nimic, dar... Nu trebuie să gândești noi când așa. Suntem ospitalieri, așa mm-hmm. trebuie să fim ospitalieri, adică dacă tu cur mănâncă, mâncăm și noi. Foarte bun. Mulțumesc frumos. Gustos, nu? Super. Perfect, fii atent. Am și un microfon aici. Ăsta de pe grată, de pe masă, Greta. Hai că mâncăm și o baclava. Stai să... Aveam șervețel odată, dar nu. Stai să vedem și baclava. Asta e făcută de tine? Nu, asta e special. Este șoviet, se numește. Șoviet? Mm-hmm. Și asta ai adus? Baclava am adus pentru ciucă. Am mâncat. Am primit. Poftă bună. Mulțumesc. E și el mai dulce. Da. Și el are oricum este dulce. Este, dar are cununile legate. Da? Știi ce înseamnă asta? Da, știu. Are, nu se... Nu se leagă nimic de el, da. Are cununile legate. Asta e. Da. Baclava, deci asta e... Și a dus pe avion ieri la noi special? Da. Și ai zis că se numește cum? Șobiet. Șobiet. Mai mult mai e kilogramul? Asta fără bandă. Nu, asta fără bandă, așa, dacă vreau eu să mai comand. Asta 160 de lire. Un kilogram. Turcești, dar cât vine asta în euro? În euro... 40 euro. 40 de euro toată tava asta? Nu, un kilogram. Aici este aproape 3 kilogram. Nu cum o să cred. Deci aici 120 de euro? Da, aproape așa. Bă, ce bine e vorba aia, mă. Turcul plătește, mă. Mamă, 40 de lei kilogramul? Da. 40 de euro? 40, aproape, da. Acum s-a scumpit și euro, e nasol. Am mâncat de 10 euro acum. Să fie de bine, pofă bună. Perfect, mulțumesc mult de tot. Vreau să ne cânti, pentru că Olguța o să vadă înregistrarea mai mult ca sigur, vreau să ne cânti de la aia, ce piesă? Bă, chiar îmi pare rău că nu e mama măsit. Lacrimile, cum cade jos? Cum? Lacrimile cade jos. Lacrimile cade jos? Da. Așa se numește piesa Olguței? Nu, de la mine, adică nu mai vine. Aaa. Nu-i nimic. Tai cam e un șervețel să prind lacrimile. Da, asta e viața. Olguța, vede, dacă vrei să-i transmiți ceva, te rog frumos acum poți să-i transmiți. Faptul că tu ești unul dintre fanii ei și că ești turc și că știi română foarte bine, mi se pare foarte tare. Poți să-i spui ceva, uite, Olguța e acolo și zici ceva. Tu zici ceva lui Olguța. Olguța Berbec, te iubesc. Zici și în turcă cea. Ia uite. Da. L-are pe cala. Superbă. Pare rău că e măritată. Asta e, are și copii. Are și copii, lasă. Dar tu ești foarte simpatic, să știi, Umit. Oameni buni, dacă vreți să-l cunoașteți pe Umit, este dealer de baclava, printre altele. Poate să vă trimită, deci adresa de Instagram cum e? UMTGVN72. Adică numele meu, doar fără... Păi, UMIT? UMIT, GVN72. GVN de la ce? Guen. Numele meu e de familie. A, Guen. Deci Umit GVN. UMIT, GVN72. 72. Doamne ajută! Doamne mulțumim ajută. Mult de tot! Olguța, oriunde te-ai afla, Umit cântă live pentru tine, o piesă de la tine. Așadar, ia ascultă, băi, Olguța, băi, ia-uți, bă, fanul cum a venit. Ia! Mă vorbesc unii de rău, dar ne calcă locul meu. Ca și de mare la oda, tot atât am iar pasa.
mă vorbesc unii de rău, ca ne calcă locul meu. Ca și de mare la Oda, tot atâta mi-ar pasa. Asta e viața, asta e lumea, este timpul meu acum. Acum e timpul meu și fac numai cum vreau eu. Asta e viața, asta e lumea, este timpul meu acum. Acum e timpul meu și fac numai cum vreau eu. Dar-și fi eu cum zic dușmanii, fără rost mi-ar trece anii. Dar uite-te, nu-s așa, aia poartă grija mea. Dar-și fi eu cum zic dușmanii, fără rost mi-ar trece anii. Dar uite-te, nu-s așa, aia poartă grija mea. Asta-i viața, asta-i lumea, este timpul meu acum. Acum e timpul meu și fac numai cum vreau eu. Asta-i viața, asta-i lumea, este timpul meu acum. Acum e timpul meu și fac numai cum vreau eu. Dar și eu destul de bine, ca să alții mai sus ca mine. Treaba lor cum au ajuns, să intre când gând mi-am pus. Dar și eu destul de bine, ca să alții mai sus ca mine. Treaba lor cum au ajuns, să intre când gând mi-am pus. Asta-i viața, asta-i lumea, este timpul meu acum. Acum e timpul meu și fac numai cum vreau eu. Asta-i viața, asta-i lumea, este timpul meu acum. Acum e timpul meu și fac numai cum vreau eu. Umit, a zis să-ți facem cunoștință. Haide! Umit, să-ți fac cunoștință cu soțul meu. Știu, cunosc. E soțul. Da, știu. Remus. De cât de loc mai vine cu bărbatul. Da, 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 da. Perfect. Haideți, stați microfoanele cântate. Haideți să luăm un loc aici pe canapea. Mie mi se mai zice și Andreea Marin. Vă rog, copii. Vă invit aici pe canapea. Vă invit aici pe canapea. Uitați și... Vă mulțumesc frumos. Sărbună. Umit, vină mai aproape. Ai aici mai aproape. Stai că unde microfonul, uite asta. 2. Asta merge perfect. Olguța, l-am cunoscut pe Umit, un băiat senzațional pe cuvânt. E fanul tău din Istanbul. Am înțeles, am văzut materialul, nu-l știam, a fost o surpriză că l-ați găsit, că v-a găsit și chiar sunt măgulită de faptul că un cetățean turc ascultă muzică populară românească și mă îndrăgește tocmai pe mine. Da, și el vorbește și foarte bine românește. Este de apreciat lucrul acesta. Mai ții minte că ți-am mai adus o fană care era din... Româncă din Italia. Româncă din Italia, da. Și acum ți-am adus un turc din Istanbul. Să-i căutați și să-i aduceți. Da, exact. Toți fanii să vină la noi, avem porțile deschise. La Pro TV, dacă sunteți în Africa de Sud, Noua Zeelandă, vă așteptăm. Pache Protopopescu 105, ciucă. Îi aștept eu acolo. Vine mai devreme, de la 12, vă așteaptă la poartă. Perfect. Umit, uite, am vrut să-ți fac o surpriză și să cunoști. Asta este pentru mine un vis. Și erai un pic supărat când ai auzit că vii și nu... Da, eram supărat. Acum, nu știu, nu este niciun cuvânt să zic. Asta e vis. Da. Eu mă bucur tare mult că ai venit și să știi că mă bucur și de baclavale. Sunt preferatele mele. Sper că pot să iau și eu. Erau pentru Olguța asta? Normal! Olguța și Remus. Salut, Remus. Nu. Dar tu ești gelos că, uite, el a venit din Turcia cu avionul. Am văzut că aveai un cuțit acolo. Aveam un cuțit aici, da, mai multe. Nu, glumesc. Dar el a venit gelos din Turcia special, adică el urmărește pe Olguța mai mult decât o urmărești tu pe YouTube.
El chiar asta mă urmărește. Clar, da. Mă bucur foarte mult, nu sunt gelos. Mi se pare firesc. Dar chiar vreau să te întreb, Olguța, ce simți tu ca artist când vezi că un fan străin din Turcia, turc, și cântă piesele tale? Mi și... se pare mare lucru. Acum, lăsând la o parte că trebuie să spune lucruri drăguțe acum că ne-am întâlnit, chiar este mare lucru. Eu sunt o fată din Mehedinți, la urma urmei, care cântă muzică populară. Și uite, a venit un băiat simpatic de la Istanbul, a făcut Mehedinți, atât un fel de mult... La da, da, un fel, da. Și a făcut un efort, totuși, să vină timp... Efort, timp, îți știe cântecele, sigur că le da. Cântă în română. E foarte important pentru mine. Tu ești mesagerul cântecelor mele de la Istanbul. Și dacă vin în bazar, am fost acum un an și jumătate, n-am știut de tine, am fost prin bazar. Păi dacă te duci acum în bazar, se aude Olguța Berbec de la început până la final. Mi-ar plăcea să ținem legătura, să rămânem toți prieteni, să ne vedem în Turcia sau în România. Da, să noi vrem să acum, de fapt, mi-am dat seama de unde să cumperi tu bijuterii când mai aniversați câțiva ani de căsătorie, mai aveți ceva? Umit, alo, umit! O brățară, vreau și eu, cât mai e gramul de aur? Bine, mai bine iau două de baclava, 2 kg. Da, și uite, a învățat și știe piesele tale în română. Care e piesa ta preferată? Asta care ai cântat-o? Mariuța, Mariuța. Mariuța, da. Cum da. E? Zi un pic, doar referent. Mariuța, Mariuța, la 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 la. De vreme știi mai drăguță, la 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 la. Dacă om să te lasă, la 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 la. Că nu mă adem faci necaze, la 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 la. Și tai o fire răsfățată, la 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 la. Te iubești cu da. Ai învățat să și chiuiești? Cum adică? Adică? Adică atunci când spui și, asta înseamnă adică să chiuiești, să strigi. Da. Nu mă, să chiuiești, nu cu ei. Când te ia așa inima. Mi-mi place, mi-mi place cultura România tot. Da, chiar. Mi-mi place. Super, foarte frumos. Olguța, ai un album la tine să-i facem cadou? Da, am un album. O să mai stăm de vorbă în spate, da. În culise și o să-ți dăruiesc un album, să înveți mai multe cântece și să știi că o să scot un album nou, să te pregătești. Colaj 2018, eu... Cum? Tot știu. Tu tot albumul știi? Da. Ai las-o da. Încolo. Tot? Da, și melodiile. Telefonul meu este... Ai ringtone la telefon, sună Olguța Berbec? Și alarmul meu este... Și alarma! Da. Tot cu Mariuța, Mariuța. Toate? Da. Remus, la tine cum sună telefonul? Are soneria cu Mariuța, Mariuța. Pe silent. La tine e pe silent. Ia mă, omit. Uite, Laura a venit după baclava. Ia, Laura, e ok. Nu, țin post. Nu, că e de post. Are și wallpaper. Nu pot să cred, ia. Stai, dă un pic. Ideea e că imaginea pe telefon e chiar cu Olguța. Super tare. Îți mulțumesc frumos. Uite, sună cineva de la Pitești. Sună Nicoleta. Tu sigur ești turc? Că sună Nicoleta de la Pitești. Așa se sună. Așa sună telefonul tău? Da. Ia uzi, bă, nene, bă, hai că e tare. Este un fan adevărat. Să știi că ești un fan adevărat. Și Olguța știi că are și un copil, dar de fapt știai tot. Știu, Cezara, știu. Exact, Cezara, câți ani are Cezara? Să trăiască. Cezara, câți ani are? Aproape. Nu, am citit și 5 ani este, cred. 4. 4 ani și aproape, e mai vor să facă un copil, am înțeles, Remus, nu? Încercăm acum. Încercăm. Da, vă doriți, adică asta e în planul vostru să mai faceți un copil. Sigur. Hai mă, omit, că mergem la botez la al doilea copil. Mergem și să vezi acolo tradiții și obiceiuri românești. Tu știi să cânti ceva în turcă, Olguța? Nu știu, uite, spre rușinea mea nu știu, dar o să învăț și eu. Te gândim și gândim. Așa, să fim egali. Este Tarkan. Da, Tarkan. Și când ai avion, când pleci? Mâine plec. Mâine? Uh-huh. Mai stai în România? Mai stau. Trebuie să beau ciorbă de burtă. Exact, ciorbă de burtă. Da. Papanaș, că am înțeles papanaș. Că papanaș îți plac, papanaș, nu? Papanaș, da. Mie-mi place. Piftie? Și piftie. Piftie cu sarmale. Piftie, sarmale. Și țuică? Țuică fiert, cu piperb. Aaaa! E mă, turcu! Băi, tu ești mă român de al nostru, pe cuvânt. Mulțumesc frumos. Foarte bine. Eu mă bucur mult de tot că ai venit și că sper că ți-am făcut o surpriză plăcută. Acum o să-i arăți înregistrarea mamei tale. Da? Păi nu? Arată-mi, da. Doar acum nu pot să se vede, știi? Când plec eu după YouTube. Da, da, îi arăți mamei tale și spui, bă, mama, am fost în România. I-ai zis că vii în România, lui mama? Și ce a zis mama? Place, a bucurat, adică este ceva foarte interesant. Eu sunt turc și merg în România, eu televizor, știi? Și când muzică populară, românesc. E ceva foarte interesant. Da, chiar e interesant. Și să știi că mă bucur mult de tot că ai venit umit. Da, îți doresc... Da. În ce zodie ești? Eu Capricorn. Capricorn, e anul tău. Anul ăsta e anul tău. N-ai lovitura, omit. Se vedem. Perfect. O chem pe Olguța să-ți cânte la nuntă. Da. Cum e? Cum sunt nunțile în Turcia? Ziua mea.
Da. 16. Care 16? 16 ianuarie. Ianuarie? Da. A, a fost ziua ta? A fost. A, dacă era să făceam un cadou, dar las că la anul. cum sunt nunțile în Turcia? Se fură mireasa? Nu. Nu. E anunții, România este mai frumos, mie îmi place mai mult. Da? Adică se distracție mai mult. Ai stat până la final anunțile din România? Nu am stat până final, doar durează până în 5 dimineața. Se prind și finalul, da, se prind finalul. Mă rog, nu toți prind finalul, dar dacă prind finalul, ții minte anunțile românești. Ia, ia. Sună cineva. Din Turcia? Da, din Turcia. De că îi răspund eu, că mai știu. Dar eu știu turcă. Gülaydın. Alo? Acum la ha? Alo? Umit? Umit? Umit, naraba. Naraba. Hai că sună el mai târziu. Acum te sună și Sabina. Sabina, Sabina din România. Este clientul meu. Din România? Din România. Te-a văzut la televizor? Cred. Iată că îi spun și lui Sabina. Sabina? Alo? Sabina? Te uiți, te uiți la televizor, nu? Da, bună ziua, domnul Măruță. Să rămână. Îmi place că foarte bine că sunt când suntem în direct, bine. Da. Știți că este un băiat foarte cum se cade, foarte cuminte. Umit, nu? Umit, de el ziceți că e un băiat cum se cade, nu? Da, e un băiat de nota 10. Bravo. Să rămână, chiar este un băiat de nota 10. Mergem la el în magazin. Da. Acolo la bazar. De aur. Și ne servește foarte bine, să știi, domnul Măruță. Să rămână, vă mulțumim mult de tot. Da, și eu mulțumesc că am putut să intru în direct cu dumneavoastră, e o mare plăcere. Da, 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 de asta. Dacă aveți vreo dedicație, acum e momentul. Aveți și dedicații în direct. Să știți că sunt vreau și o melodie cu Florin Salam sau cu Nicolae. Perfect. Iulica, avem o comandă. Bagă-mă, Iulica. Imediat, doamnă, să așteptați că vă căutăm noi. Vine, da? Să rămână. Vă mulțumesc din suflet. Doamne ajută. Tarcan de la noi. Florin. Da. Umit, îți mulțumim mult de tot. Să saluți pe mama ta. Și uite, poți să faci o poză cu Olguța. Mamă, dar sună, mă, toți clienții, a? Da. Toți clienții. Da. Perfect, primul drum în Istanbul, știm că o să te căutăm. Oameni buni, deci Umit e în România, căutați-l aici. Îți mulțumim mult de tot, te mai așteptăm. Baclava o păstrăm noi, salata de bluf ți-o dăm ție. Olguța, îți mulțumim mult de tot. Și noi mulțumim. Remus, Doamne ajută. Și vă așteptăm să ne cântați, pentru că ai zis că lansezi un album nou. Da. O să vin cu el aici. Perfect. O să iei și florile și dau și baclava. Nu pot să le iau toate, chiar ar fi. Nu, ia și Remus. Da, perfect. Doamne, ajută. Umit. Mulțumim. Numai bine, Doamne ajută. Ia uite, bă, acum mi-am dat seama că rămâși fără salată de bœuf și fără baclava.